și bine m-am găsit la un nou food draft pe canal. Este un joc de Android. Da, de Android. Aici avem squad building. O să vă arăt un pic meniul. Aici ne alegem formația. Și să vă spun aici. Aici trebuie să intrăm într-un draft. Ne alegem formația. 3-4-3 este cea mai bună. Și aici ne alegem. Capitanul va fi Neymar, clar. Și aici atacant striker Ronaldo, cumva ai Higuain, da, hai trebuie să le opăduriți pentru chemistry. Pentru azi am o provocare. Trebuie să Doamne, nu știu ce să vreau. Trebuie să fac 185 squad rating ca să asta este regula. Mamă, nu știu ce să vorbesc, mă încurc foarte tare. Nani? Bun. Aici, ăsta e cel mai bun. Oh my god. Chiellini, fuck Disney. Nu mă interesează nimic, un pic. Sau mă interesează Saco. Că da, face chemistry. E o blag mandată și bun și navas. Fuck this. Că lumea așa face un super link. Deci da, l-am pe Buffon. Buffon. Camille Burki. Și acolo, dacă ne-ar mai pica. Ai un fundaș, te rog, un fundaș. Da, desigur, mie nu-mi pică fundaș. Zildar și legenda și... Canta, legenda. What? Dar n-am că să nu joc asta. Marez! Ce jucători prindem! Oh my god, da, trebuie să-l iau pe Ronaldo, dar... Ronaldo! My fucking god, ce pică! Deci nu, mi-s blestemat. Mi-s blestemat, totuși. Uitați-vă puțin! Un fundaj, dacă mi-ar da, dar nu-mi dă. Dă pe Evra. 99! Fuck Disney! Fuck! Fuck, 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 fuck. De singur marțial ar merge, nana. Trebuie să le apăsta. Fuck you, bitch. Stai un pic, dacă îl bag pe San Jose, am scoate. Perfect. Pe Silver. Müller. Un port pe ecran. Sau cred că voi nu-l las fără. Oh my god. Hui, cum să nu joci cu așa jucători? Fuck this me. Da. Pardon, dacă mi-am îndeplinit visul. Sau mi l-am îndeplinit, dar să uitați, nu pot să joc cu Pogba. Oh my god. Fuck, tu te lasă. Oh my god. Fuck this me. Am făcut 100%. 100, măcar jucăm cu Pogba aici. Yeah? 88, na. Oh my god, jucăm cu Pogba în apărare, vă dați seama ce nebunie. Evra, Evra îl băgăm și pe aici și gă. Oh my god, 187 scot rating. Deci, da. Ce vreau să vă spun? Va trebui să facem 150 scot rating. Și acum trebuie să simulăm. Și premiul trebuie să ajungem în semifinale și ca să noi o să deschidem doar pachetele premium. O să vedeți voi că o să scrie pe pachete premium. Să vedem dacă trecem de prima. Oh my god, pierdem din prima. Oh, Bale! Oh my god. Oh, Neymar, Gabi! Oh, Gabi, prea bun. Ce bună e alegerea asta cu Gabi. Acum meci derby cu Chelsea. Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. 3-1.
Fantismi. Ho battuto Bayern, voi vedete, ho battuto Bayern Barcellona. Ho battuto sta Leicester. What the actual fuck? Abar dan cum. Da, poate să poate. Acolo se joacă care va apare. Dar ăsta este doar un să vă arăt. Cum este acest? Pentru că da, trebuie să vă arăt. Și ce am văzut? Am văzut că am 6 abonați. Ceea ce m-a făcut foarte să fiu fericit. Am 6 abonați. Uite, vedeți? Scrie gold și premiu premiu. Da, vă rog să lăsați un like acolo. Sunt foarte fericit dacă strângem la episod, primul acest episod, peste 4 like-uri. Aș fi foarte. Și vedeți, deschidem nu goldul, doar aștept premiu și dăm un text. Hai, uniform. Bail! Bail din primul pachet care îl deschid, pică Bail in form. What the fuck? Walkout! Nu. Toia, pianici. Știu. Și da, vedeți? Am câștigat finala, o să mai fac un de ăsta. Oricum, echipă bună. Foarte bună. Hop, reclamă. Asta nu suport eu că mă arată reclamă. Restardăm. Formațiile 4-3 atac. Și ca Ibra sau Neymar, Neymar. Ronaldo în form. Mă da, fac, hai, dăm cu Messi sau Rafinha. Uite, bun, Rafinha. Hai aici un cam, Rodriguez, ceva, Isco. Chiar m-a venit în gând de Isco. Hai un Iniesta. Ia, Gomez, e bun. E foarte bun. Aici ne-a dat la prosteală. 46-41, ne scade. Felipe Luis și Marcelo. Hai, l-aș lua pe Luis, dar Marcelo este mai overpowered, deci merem cu Marcelo. Marcelo, avem o apărare foarte slabă. Știu că avem o apărare foarte slabă, pentru că... Dar Roberto! Cei doi fundași sunt foarte buni. N-am ce să le modific. Donnarumma, Fadix. What the fuck? Ce-s cu jucătorii ăștia? Bine, Donnarumma e bun. N-am contra lui. Oh my god, voi vedeți acolo Ramos in form. What? Du-te mă de aici. Nu le-i pe Ramos in form. Hilam. Hilam, Fadix. Left back, am left back. Carvajal ar fi mai bun, cred, dar ar fi mai bun Carvajal. Dar ne scade, nu, Roberto, joc cu Roberto. N-am ce să-i fac. Aici, Schneider, ni Marțial. What? Ce-s cu jucătorii ăștia? Să-mi lăsați în comentarii... Să-mi lăsați în comentarii dacă vreți să fac o serie cu FIFA 17. Pentru că o să îmi iau un PlayStation 4. Da. Cât de curând. Lui... Ce alegere! Oh my god! Nu pot să nu le iau pe Soares, dar trebuie să le iau pe Godin pentru o apărare mai bună. Dar nu cred, oi, ce greu ai viața asta. Ce greu, oi. Fuck this me. Soares. Sau nu. Godin. Da, să avem trai. Oh my god, nu. Trebuie să merg cu Godin. Că da. Acum și Messi. What the actual fuck? Cea mai bună apărare. Apărare, doamne. Hai, să vedeți că ne încurcăm. Ne încurcăm la un cârmaș. Fundaș, doamne. Fiți atenți că ne încurcăm și nu putem să facem full chemistry. Păi nu mă, eu am ghicit viitorul dacă îl bag pe De Bruyne. 91, lăsăm pe De Bruyne. Dar Ronaldo nu mai are full 10 la
Dar uitați-vă ce apărare, apărare, Doamne. Scuzați-mă. What the Excel fac, ce apărare. Deci, așa echipă, foarte greu. Scuzați că încalc regula, Doamne, nu știu să vorbesc. Nu putem să facem asta, dar mai care o să mergem, fiindcă avem o defensivă foarte bună și un atac. Și în mijloc, De Bruyne, Isco, Ander Gomes, putem să împice un Turan, să zic, nu, un Modric sau un Kroos sau un Iniesta, habar n-am ceva. Meci din prima cu Barça, what the... Oh my god, Messi! Am avut o alegere bună să-l iau pe Messi. Bine, și Suarez era, oh my god, să nu zic că ne... Și da, ne bat ăștia. Fuck this me! Da, știu că ne bat. Niciun, deci dăm ăsta 4-2, vai și amar. Am putut Barcelona, uitați-vă, cum a trecut ăla de Milan? Abar n-am, hai că mai facem un drag. Așa frumos, mergem cu toată formația. Acum o să mergem pe un Premier League. Sanchez aș merge. Aici un Ibrahimovic. Aguero, Ito. Era și Lewandowski, dar na. Mai, Mkhitaryan. Ce atac avem? Foarte bun atac. Oh my god, avem un atac foarte bun. Aici Chaka, da, Chaka este foarte bun. Ai aici Mod, oh my god, păi, când am vorbit de Modric, să mi-l dea Milo și dat. N-am cum să nu joc cu Modric. Op, scuzați un pic. Am dat pe un buton greșit. Da, aș merge. Aici aș merge cu un hut. Hut. Oh, valar William. Oh my god, William. Ai, ce apărare slabă avem. Avem o apărare foarte... Oh, am ieșit din greșeală, scuzați. Avem o apărare... Eu filmez cu Mobizen. Puteți vedea acolo. Mobizenul. Păi, Felipe lui sau... Alba, Ramurata. Și nici foai, bă, Diego Alves, fac. Să mergi cu Perin, fuck me, Să mergi cu Walker. Hai, mă. Fuck this me. Fuck. Dar până la urmă cred că o să scot regula aia. Dacă n-ai ăla. Fuck. Hai mă, o echipă foarte... Cea mai slavă echipă până acum făcută de mine. Se-mi bag picioarele, dacă nu este cea mai nereușită echipă făcută de mine. De fapt, na, atacul e... Oh, my. Oh! Deci nu, că mă las de viață. Fac permisia cu colo. Fac this me. Oh my god. That fuck. Bine, și Mkhitaryan. Oh, mă doare stomacul. Baiet! Fuck! Vai, tai! Cu care să joc? Baiet sau Sanchez? Dar știi ceva? Că îl bag pe ăsta fiindcă... nu mai... Merge fundul și așa... Da, merge! Merge și ăsta dacă îl bag așa... Nu, ne scade. Deci îl lăsăm așa. Băgăm așa... Băgăm așa... Pe ceapă, băgăm și pe ăsta... Da, și asta este echipa, haideți, măcar un pic, portar, Doamne, portar, uitați, Messi, Modric,
În atac îl avem cel mai bun Messi, la mijloc cel mai bun Modric și în apărare cel mai bun Jordi Alba. Alba Morata. Morata. Oh my god, să nu ziceți că pierd, da, pierde. Fuck! El ce o să câștige, nu știu. Oh, m-aș mai face unul, dar hai să mai fac unul. Vreau să închid aici episodul, dar și gata. Merem pe... asta. Oricum, o greu întrebare. Dar asta o să las pentru voi în comentarii, fiindcă o să-l bag dedesubt draftul și că nu o să dau, o să mă arate tot așa. Deci da, întrebarea cea mai magnifică pentru voi: Bale sau Griezmann? Griezmann, am luat pe Griezmann și Bale e bun, foarte bun. Sau Sanchez? Sanchez, Bale sau Griezmann? Lăsați-mi în comentarii să văd care să-l aleg. Griezmann este bun atacant, foarte bun. Deci, da, asta e întrebarea pentru voi. Și nu uitați să lăsați un like, ne vedem data viitoare. Ciao, les!